probabil că de prima dată când am privit către stele ne-am întrebat dacă se poate ascunde ceva acolo. Mai apoi am descoperit că Pământul este doar o singură planetă dintr-un număr care nici măcar nu ar putea fi înțeles de către oameni. Într-adevăr, universul este imens, așa că posibilitățile sunt de-a dreptul nelimitate. Chiar dacă am considera că nu ne vom întâlni vreodată, ar fi arogant să considerăm că Pământul este singura planetă populată din univers. Totuși, locurile în care ar putea exista viața se află la mii sau poate chiar milioane de ani lumină distanță. Așa că prin tehnologia noastră curentă nu le vom atinge niciodată. Ceea ce putem atinge totuși este sistemul nostru solar. Nimeni nu poate presupune că în vecinătatea noastră se ascund forme de viață inteligente. Dar cum rămâne cu organismele mult mai simple? S-ar putea ele ascunde în sistemul solar și dacă da, unde? Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Venus. Deși este adesea numită sora noastră, având o dimensiune și structură similară Pământului, în momentul de față Venus are și multe diferențe critice. Desigur, este vorba de o suprafață suficient de fierbinte pentru a topi până și plumbul, cât și despre o atmosferă suficient de groasă care îi permite să aibă cele mai ridicate temperaturi din sistemul solar, chiar dacă Mercur este mai aproape de Soare. În trecut, totuși, Venus ar fi fost mult mai similară cu casa noastră, poate chiar prezentând oceane care se întindeau pe întreg globul. Cu toate acestea, un efect de seră masiv a fiert orice urmă de apă lichidă de pe suprafața lui Venus, transformând planeta într-un adevărat infern. În ciuda acestui lucru, Venus încă este o locație extrem de interesantă pentru astrobiologi, mai ales pentru că ne poate învăța și ceva important despre noi. Studiind ce a mers atât de prost, am putea învăța ce anume trebuie făcut pentru a evita un asemenea deznodământ pe planeta noastră. Nu trebuie totuși să uităm că oricât de asemănătoare ar fi fost Pământului în trecut, astăzi nu există organisme cunoscute care ar putea supraviețui condițiilor sale inferne, cel puțin nu la suprafață. Există totuși o bandă îngustă temperată în atmosfera lui Venus între 48 și 60 de kilometri deasupra suprafeței, unde temperaturile variază de la minus 1 la 90 de grade Celsius. Oamenii de știință au speculat că dacă există urme de viață pe Venus, acest strat al atmosferei este probabil singurul loc în care ar supraviețui. Și mai interesant, în acest loc au fost observate semnale de fosfină, un gaz produs de microbi. Cercetătorii au folosit mai apoi un model al atmosferei venusiene, dezvoltat de Hideo Sagawa de la Universitatea Sangyo din Kyoto pentru a interpreta datele. Ei au descoperit că fosfina de pe Venus este un gaz minor, existent la o concentrație de aproximativ 20 din fiecare miliard de molecule din atmosferă. Deși această concentrație este scăzută, cercetătorii subliniază că fosfina produsă de viața de pe Pământ poate fi găsită în concentrații chiar mai mici în atmosfera noastră. Dacă există într-adevăr viață în norii lui Venus, cercetătorii cred că este o formă aeriană care există doar în norii temperați a lui Venus mult deasupra suprafeței vulcanice. În teorie, organismele ar putea supraviețui exclusiv în nori, mai ales ținând cont că este vorba de o planetă complet străină, deci ar putea exista diferențe masive. Evident, încă nu a fost confirmat nimic, dar rămâne cu siguranță una dintre cele mai notabile zone. Europa. În căutarea vieții, oamenii de știință nu s-au axat doar pe planete, dar și pe luni. Așa cum probabil știm deja, apa se află în fruntea listei de ingrediente care fac viața posibilă. Dizolvă nutrienții pentru ca organismele să le poată mânca, transportă substanțe chimice importante în celulele vii și permite acestor celule să scape de deșeuri. Deci, automat, unde există apa, ar putea exista și viață. Ba mai mult, datele nu doar arată că Europa poate avea apă sub forma unui ocean sărat sub crusta sa, dar ar putea fi o cantitate chiar mai mare și decât oceanul planetar al Pământului. Oamenii de știință cred și faptul că există o podea stâncoasă la fundul oceanului, ale cărui interacțiuni cu apa ar putea furniza substanțe nutritive pentru organismele vii.
cea mai bună dovadă că există un ocean pe Europa a fost descoperită de sonda spațială Galileo a NASA, care a orbitat în jurul lui Jupiter din 1995 până în 2003. Nava spațială a efectuat 12 zboruri apropiate ale Europei și unul dintre instrumentele sale, un magnetometru, a detectat că pe măsură ce câmpul magnetic masiv al lui Jupiter trecea pe lângă Lună, un câmp magnetic mai mic era format în interior. Oamenii de știință cred că cel mai probabil lucru care ar putea crea o asemenea semnătură magnetică este un ocean global de apă sărată. Suprafața Europei arată de asemenea semne că ar putea avea un ocean sub ea. Imaginile de la Galileo și alte nave spațiale au arătat că, spre deosebire de alți sateliți, suprafața Europei nu are prea multe cratere. Este posibil ca acestea să fi fost șterse în timp datorită activității geologice, cum ar fi gheața mai caldă care s-a ridicat de jos. Mai departe, pentru ca Europa să fie locuibilă, ar trebui să aibă și alte ingrediente chimice esențiale pentru chimia vieții. Printre acestea se numără carbonul, hidrogenul, azotul, oxigenul, fosforul și sulful, care nu doar că sunt elemente comune, dar oamenii de știință cred că au fost prezente deja pe Europa atunci când s-a format. Mai târziu, asteroizii și cometele care s-au ciocnit cu Luna ar fi depus mai multe materiale organice care conțin carbon. Titan. Europa nici măcar nu este singura lună care ar putea prezenta urme de viață, alt candidat fiind și Titan, unul dintre sateliții lui Saturn. Din nou, deși majoritatea atmosferei sale este alcătuită din nitrogen, se pot găsi și urme ale metanului. De asemenea, numeroasele sale măsurători gravitaționale efectuate de sonda Cassini au arătat că ascunde un ocean subteran de apă lichidă, cel mai probabil amestecat cu săruri și amoniac. Ba mai mult, Titan prezintă o altă caracteristică care o face foarte similară cu Pământul: lacuri lichide la suprafață. Din păcate, nu este vorba de apă, ci de metan și etan lichid, însă acele lacuri ar putea servi ca mediu locuibil pentru viață, chiar dacă ar fi foarte diferite de ceea ce cunoaștem noi pe Pământ. Astfel, Titan ar putea adăposti medii cu condiții potrivite pentru viață, adică atât viața așa cum o cunoaștem în oceanul subteran, cât și viața așa cum nu o cunoaștem în lichidul de hidrocarburi aflat la suprafață. Marte. Pe lângă Venus, Marte este a doua planetă similară cu Pământul. Ba mai presus de Venus, Marte este deseori văzută ca o locație care va fi cândva colonizată de oameni. Din nou vorbim despre o planetă părăsită, deloc prielnică vieții așa cum o știm noi. Temperaturile de la suprafață sunt prea scăzute. Lipsa atmosferei înseamnă că întreaga radiație solară lovește cu toată forța suprafața, iar presiunea atmosferică este aproape aceeași cu a spațiului. Totuși, am putea vorbi din nou despre un trecut extrem de diferit, mult mai apropiat de starea actuală a planetei noastre. Înainte ca Marte să își piardă câmpul magnetic, este teoretizat că planeta ar fi fost presărată cu râuri sau poate chiar oceane. Urmele încă pot fi întâlnite la suprafață, așa că este posibil ca în trecutul umed al planetei să se fi dezvoltat și câteva forme timpurii de viață. În momentul de față, apa încă este prezentă pe planetă sub formă de gheață la polii planetei, dar și sub formă lichidă în subteran. Deci, nu doar că este posibil ca anumite organisme să se fi dezvoltat în trecut, ceea ce înseamnă că ar fi lăsat și câteva urme, oricât de nesemnificative, dar înseamnă și că ele ar putea exista chiar și astăzi, departe de radiațiile nocive ale Soarelui. Au existat mai multe misiuni spațiale care s-au concentrat pe acest aspect al planetei roșii, însă rezultatele sunt oarecum incerte. Pe de-o parte, încă nu am găsit niciun organism propriu-zis. Pe de altă parte, probe noi provenite de la roverul Curiosity au arătat faptul că într-un set de probe colectate dintr-un fost lac s-a găsit o cantitate semnificativă de carbon 12, o formă a carbonului preferată de viață. Un alt argument include și detectarea metanului în atmosfera marțiană. Pe Pământ, metanul, care de obicei ar avea o viață scurtă, este completat prin acțiunea metabolică a formelor de viață. Acesta poate fi produs și prin alte reacții ale apei, dar viața microbiană de sub suprafață este o altă posibilitate. În momentul de față, roverul Perseverance analizează suprafața marțiană, oamenii de știință sperând ca, printre altele, să găsească și un răspuns definitiv pentru una dintre cele mai arzătoare întrebări ale noastre.
Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.